Lipsa investitorilor face ca tot mai multe sate sălășene să aibă mari probleme, lipsa locurilor de muncă, făcând ca aceste localități să rămână practic fără tineri. Secretarul Asociației Comunelor din România, filiala Sălaj, Bonții Doi Ciobo, consideră că autoritățile din comunele sălăjene trebuie să facă demersurile necesare pentru atragerea de investitori. Declarația secretarului vine în condițiile în care, în nenumărate localități, investitorii au fost pur și simplu alungați de îndată ce și-au anunțat intenția de a investi. Motivele alungării au fost hilare, că vor polua, că va mirosi urât, că vor strica drumurile. Evident că investitorii au plecat în altă parte, unde autoritățile nu doar că le-au permis să realizeze investiții, ci le-au oferit terenuri și reduceri la plata impozitelor și taxelor locale cu condiția să angajeze localnici. Trebuie să recunoaștem, fără economie nu se poate vorbi despre suveranitate, nu se poate vorbi despre viață. Clar. Am ajuns acolo că nu trebuie să ne ferim de spionaj militar, trebuie să ne ferim de spionajul economic. Și dacă nu vom fi stăpâni și dacă vom accepta toate aceste influențe, într-adevăr, din punct de vedere economic, ne vom ruina. Sunt foarte binevenite orice investiție. Orice investiție. Și nu trebuie să lăsăm la voia întâmplării și la discrețul laicilor. Că va polua, că nu știu ce o să producă, că nu știu banii cui vor intra profitul respectiv. Dacă toate forurile și dacă instituțiile statului, fiecare instituție ar face treaba, nu ar trebui să se întâmple cele ce se întâmplă. Dar se pune întrebarea cei care se opun. Oare sunt șomeri sau sunt pensionari? Că dacă sunt șomeri, atunci înseamnă că nu încearcă să-și caute un loc de muncă? Sau dacă sunt pensionari, nu se gândesc că oare mâine sau anul viitor vor mai primi pensia?